Bună seara, dragi prieteni! Cel puțin la mine este seară când fac acest clip. Și bine v-am găsit la un nou video. În primul rând vreau să mulțumesc celor care s-au abonat la acest canal, care au considerat că găsesc lucruri interesante, zic eu, și în același timp ca titlu informativ pentru fiecare dintre noi care, ce știu, suntem curioși de o chestie și vrem să ne documentăm mai mult, să zic așa. Dar nu o să vorbesc despre asta. O să vreau să vă arăt o lampă de oglindă, să zic așa, de baie. Foarte interesantă, care, să zic așa, m-am gândit să vă să împărtășesc și cu voi această bucurie, să zic așa, pentru mine cel puțin. Am fost foarte entuziasmat. Este achiziționată după Amazon. Prețul a fost aproximativ 70 de euro. LED 20 de W. Fascicul luminos 1600 lumen, intensitatea culorii 4000K, deci asta înseamnă 4000K, înseamnă lumină naturală. Nu știu dacă ați văzut la celelalte clipuri, am tot așa un clip cu instalația interioară. Mie îmi place foarte mult lumina naturală, adică nu cea rece, care este prea spre albăstrui, așa, adică cea puternică, dar nici cea caldă, care e cea galbenă, nu îmi place. Deci mie îmi place foarte mult lumina naturală, exact asta e lumina 4000K. Haideți să trecem la deschidere. Menționez că nu este un unboxing în premieră, deja l-am deschis. Și am văzut deja ce este înăuntru, o să vi-l arăt și vouă. Deci, are 90 de centimetri. Aici găsim un manual de utilizare foarte, de fapt două rânduri, că practic ei nu trebuie mai mult, sistemul de prindere și cam atât. Este o simplă lampă, nu e nimic deosebit. Haideți să deschidem. Este foarte... Aici avem și stopurile de prins, diburile. Ce mi-a plăcut mie, este foarte finuță, foarte interesantă pentru o oglindă. În cazul meu, nu știu dacă ați văzut, am o oglindă încastrată. Încerc să mă chinui cu o mână. O oglindă încastrată și asta vine foarte, foarte bine. Uitați, cam așa arată, foarte, toate din crom, inox, spatele este din aluminiu pentru că are rolul și de a răci, bănuiesc LED-ul înăuntru. Nu este cea cu LED-uri care se vede LED-urile așa toate, nu. Este practic, dacă ați văzut, acest plastic face rolul de cum ar fi fibra optică. De fapt, el are un LED sau două, unul într-o parte, unul în alta, care luminează tot acest plastic, care ăsta este plin. Deci acest plastic este plin, nu este găurit și are înăuntru un drive, un LED drive înăuntru, între 19 și 24 de volți. Să măsurăm un pic un metru. Deci de la cap și până aici, exact cum scrie în descriere, 90 de centimetri. Este foarte aspectoasă, zic eu, și foarte lumină, foarte multă lumină. O să plec și un pic la curent. Să vedeți și cum funcționează, cum se aprinde.
rămâneți acolo. Uitați-o cum arată. Super, super, super luminoasă, vă asigur că face o lumină excepțională. Și vedeți efectul de neon, dacă pot să zic așa, efectul de modern, de fibră, cum e fibra optică, care nu se vede acele LED-uri, care să cel puțin care nu sunt chiar așa plăcute la vedere. Uitați cum e. O închidem. Uitați. Vă asigur să fiți foarte atenți cu curentul electric când faceți legăturile. Am zis și în clipurile precedente, întotdeauna lucrați cu curentul oprit. În cazul meu am un prelungitor care închid și deschid aici. Cam asta este. V-am zis, este luat după Amazon. O să găsiți aici sus o poză. Și sper că v-a fost de folos acest clip. Dacă cineva dorește să monteze așa ceva la oglindă, foarte luminoasă. Și ce să zic, până la următorul video, vă mulțumesc și la revedere!